Salut, berbeci! Voi face citirea pentru relații, relații luna iunie. Să vedem cum vor fi relațiile voastre în luna iunie. Cumva îmi spune că treceți printr-o situație de blocaje, de situații mai dificile și dacă totuși păstrați acest echilibru legat de dreptate, de adevăr, de corectitudine în această relație, atunci voi veți depăși acest blocaj și totul va fi bine pentru voi. Să vedem cum va fi relația voastră. Iată, deci am putea spune, carul de luptă. Să-l discutăm în primul rând și carul de luptă dă acel aspect de situație dificilă în care vă aflați, de stagnare. Și totuși voi vreți să vă impuneți cumva, vreți să luptați pentru relația voastră, vreți să aduceți voința voastră în prim plan, dar dacă am putea spune că sunteți ținuți în această stagnare de anumite persoane care vă impun această stagnare și puteți să deblocați această stagnare numai dacă mergeți să discutați cu ei. Dar nu puteți merge oricum, trebuie să vă înarmați cu mult curaj, multă hotărâre și, în primul rând, să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Voi ce aduceți în relație? Partenerul vostru. Ce gândiți? Ce gândește? Ce arătați celorlalți? Cum vă văd ceilalți? Cum îl vede ceilalți? Pe partener sau pe partener? Voi aduceți în relație foarte multă energie, un prinț de spade, un războinic. Fiind berbeci, sunteți într-adevăr și voi un fel de războinici, acționați foarte repede, dar s-ar putea ca unii dintre voi chiar să aveți un aspect pe gemeni sau să aveți o relație cu un geamăn care este la fel de aprig ca voi și în relație este un gen de este dreptul meu, vreau această relație, vreau asta în relație, cam așa impune acest prinț de spade. Deci, foarte multă agresivitate. Partenerul vine cu soarele sau partenera. Soarele reprezintă iubire, reprezintă strălucire, reprezintă căldură sufletească. Deci, este un aspect foarte benefic, dar este foarte fragil, fiindcă soarele este cel care întreține viața atâta timp cât are ce evapora. Și poate să distrugă viața când nu mai are ce evapora. Ne gândim la această sensibilitate, fiindcă această fericire este foarte sensibilă și ea trebuie păstrată în sanctuarul inimii voastre, în cercul conjugal, am putea spune. Deci, asta aduce partenerul vostru. În schimb, voi gândiți să schimbați ceva, fie că în atitudinea voastră vă gândiți să schimbați ceva în relațiile cu ceilalți, astfel încât să mergeți spre o zonă liniștită, să vă găsiți liniștea în relație.
Deci, vă doriți să nu mai aveți aceste lupte în relație cu carul de luptă care reprezintă o situație dificilă, luptă, și v-ați dori liniște, v-ați dori calm, plăcut, totul să vă dea acea liniște pe care vă doriți. În schimb, totuși, partenerul gândește la o rivalitate. Gândește că trebuie să se lupte cu cineva pentru a vă câștiga. S-ar putea să fie vorba de prințul de spade. Partenerul vostru să vadă această persoană pe care voi o aduceți în relație și o implicați în relația voastră, că este foarte agresivă și capabil să rănească. Și se gândește că trebuie să aibă o confruntare cu acest prinț de spade, fiindcă altfel nu se poate rezolva. Această confruntare este văzută de partenerul vostru ca o hârjoană de copii, ca o joacă. Deci, este un aspect destul de dificil, fiindcă niciodată nu veți ști cine câștigă din această hârjoană, mici minciuni, mici bârfe, mici răutăți. Voi arătați celorlalți că treceți printr-un moment destul de dificil. Destul de dificil, poate financiar, și poate în primul rând datorită acestei relații, acestui aspect în relație, fiindcă aveți acest car de luptă și trebuie să luptați, voi vă gândiți să economisiți niște bani, că aveți niște plăți de făcut, aveți niște situații dificile. Deci cam ăsta apare aspectul un 4 de monede. La asta ar trebui să vă gândiți. Partenerul vostru arată că el a găsit sau chiar are un înscris falsificat sau află despre acest înscris falsificat. Fie că este vorba de o scrisoare, fie că este vorba de o minciună spusă sau o plângere sau cineva a încercat să vă influențeze sentimentele prin a face cunoscut un lucru ascuns. Cam aceasta ar fi citirea pentru voi. În principal, aveți acest soare care trebuie să-l păstrați ca pe un obiect de preț și un obiect și un aspect care este foarte vulnerabil. În această luptă cu carul de luptă, soarele oricând poate să îl puteți pierde această fericire. Eu vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați că dacă v-a plăcut, puteți sau vă ajută, puteți să vă abonați.